Bună seara, stimați telespectatorii televiziunii române. Suntem la umbra de lumina Catedralei Mitropoliei Ardealului și îmi îngădui să vă spun la mulți ani. La mulți ani tuturor celor care purtați în adâncul inimii numele de flori și de împlinitori ai înfloririi în Hristos. Cuvântul de astăzi, să știți că mi-a fost greu să-l aleg, dar el ține într-un fel sau altul de această prezență a Mântuitorului Hristos în viețile noastre. Îl primim entuziaști, emoționați, aruncăm flori, îl lăudăm, pentru că doar în câteva zile să uităm de el, să-l rănim, noi înșine făcându-ne părtași reacției neconforme, cum s-ar spune, a celor din Ierusalim la intrarea Domnului în Ierusalim. Și pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre într-un Hristos Iisus, scrie Sfântul Apostol Pavel Filipenilor, la capitolul 4, versetul 7. Nouă nu ne prea mai iese, cugetul nostru se împrăștie, iar, cum să spunem, inima noastră înșine se rupe, se desparte, se împrăștie, se lasă călcată în picioare și într-un fel sau altul se ridică anarhic împotriva lui Dumnezeu. Poate în astfel de duminici, cum este aceasta a florilor, ar fi bine să ne aducem aminte fiii cărui Dumnezeu suntem. Un Dumnezeu care atât de tare se nomenește că vine și călătorește în mijlocul nostru. Cuvântul Părintelui Arsenie din seara aceasta este simplu. Păcatul e lucrătorul morții și cei ce se sperie și de umbra lor sunt cei încarcerați și încărcați de săgețile morții. Scoateți-le afară și se vor tămădui rănile voastre și spaimele vor fugi de la voi. Scoateți afară săgețile păcatului. Încercați să-i dăruiți lui Hristos rana aceasta de păcat, pentru că El, Cel ce intră în Ierusalim și aude Osana, nu ne va striga niciodată, răstignește-L pe om pentru păcatele sale. Noi, din păcatele noastre, îl răstignim pe El. El, prin rănile Lui, vindecă rănile noastre. Avem un Dumnezeu care, îndrăznesc să spun, intră pe jos în cetățile din sufletul nostru ca să ne învețe să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu spre Ierusalimul Ceresc. Mâine începe săptămâna patimilor.